Despre reciclarea deșeurilor se tot discută de mai mulți ani, însă acum există și beneficii reale, chiar financiare, pentru comunitățile care fac acest lucru. Spre exemplu, municipiile Petroșani, Hunedoara și Deva vor beneficia acum de importante sume de bani, pentru că cetățenii au înțeles importanța reciclării. Fiecare primărie din cele enumerate anterior va primi peste 30.000 de lei, mai puțin Deva, căreia îi vor reveni 20.000 de lei. Banii trebuie să se regăsească ulterior în investiții în dezvoltarea sistemului sau taxa pentru acest serviciu ar putea fi diminuată. Localnicii din Petroșani, Hunedoara și Deva au reciclat cel mai mult gunoi din tot județul Hunedoara, așa că primăriile primesc bani înapoi prin ADI Deșeuri. Petroșani va primi 34.000 de lei, Hunedoara 31.000 de lei, iar Deva 20.000 de lei. Sunt sume decontate pentru deșeurile de plastic, carton și sticlă, așa că acum se pot face noi investiții, ba chiar primăriile pot diminua taxele. Decembrie am făcut, a fost o treabă nouă pentru Hunedoara, intrarea în joc a ADI-ului pe sistemul de OIREP-uri. În decembrie am dat niște bani către primării, n-au fost sume mari, dar a fost un prim pas. Mâine, pentru că nu vreau să prindem sfârșitul lunii martie și să intrăm în jocul ăsta al TVA-ului, vom mai da către primării undeva la 300.000 de lei, vorba de aproape 3 miliarde de bani vechi, din reciclare. Banii vor fi dat prin intermediul operatorului, pentru că am găsit varianta cea mai ușoară. Noi dăm banii la operator și operatorul, începând cu data de întâi, în factura care o face către primării, beneficiind de faptul că avem taxă, va scădea aceste prețuri. Deci dacă primăria Deva are de plătit un milion, o să-i scrie pentru prestarea serviciului pe luna anterioară un milion de lei, din reciclare de la minus 100 de mii de lei, total. Ce se va întâmpla cu acești bani care ajung la banii ăștia primării? Sunt într-un fond, ar trebui să fie într-un fond special destinat. Ar trebui sau trebuie? Nu trebuie, nu, e lege. Adică în momentul în care, ca și taxa, ca și banii care primește primăria de la cetățeni, banii ăștia au o destinație clară, specială. E o destinație pentru acoperirea costurilor cu operatorul. Deci, dacă tu... Dăm exemplu Deva, că e capitala județului. Dacă Deva a încasat de la populație un milion și factura lui este de 900 de mii, el plătește cei 900 de mii, diferența o pune în contul special. N-are voie să o ducă în alte activități. În mod normal, cu milionul ăsta, după câteva luni de zile, poți să vezi unde te situezi. Am adunat niște bani în contul ăsta. Păi, ce pot să fac? Pot să investesc în sistemul de management, pot să investești banii, să spui, domnule, taxa, cât e taxa în Deva la ora asta? Nu știu, 15 lei parcă plătim, da? Păi, pentru că avem niște bani, micșorăm taxa la 13 lei și 2 lei subvenționează primăria. Clasamentul reciclării continuă și în perioada următoare și, odată la 3 luni, se va stabili care este localitatea ce va primi banii înapoi. Până atunci, hunedorenii sunt încurajați să recicleze în continuare.